și bine v-am regăsit la Vedete Fără Secrete aici, în casa inimilor noastre, Busuioc TV. Prieteni, dăm start sezonului sărbătorilor de iarnă. Această perioadă magică care vine cu cele mai plăcute și așteptate surprize muzicale și nu doar. Astăzi am alături de mine niște invitate speciale. Ele sunt adevărate zâne bune și credeți-mă că au acel praf magic de stele care, răspândindu-l, sau mai bine zis, pe care, răspândindu-l, cu siguranță că tuturor o să ne meargă foarte bine în această iarnă și vom avea parte doar de momente speciale. Așadar, ele sunt colegele mele, zânele bune de la Busuioc TV și le salutăm cu aplauze! Bună seara, fetelor, și bine ați venit la Vedete Fără Secrete. Nu am mai avut atâtea zâne pe metru pătrat de mult în platoul nostru. Haideți să vă fac cunoștință, că așa se cuvine, deși toată lumea vă cunoaște. Oricum, prieteni, să începem de la motorașul postului nostru de televiziune. Doamna director al postului nostru de televiziune, interpreta dragă și prezentatoarea emisiunii Beaumont de la Busuioc TV, Liliana Cazac. Doiniță, te salut cu drag și îți mulțumesc pentru această frumoasă prezentare. Să știi că noi o să încercăm în această zi și întotdeauna să nu dezamăgim telespectatorii și să devenim acele zâne care aduc bucuria în casele oamenilor. Cu siguranță așa și este. Apropo de asta, avem aceste două zâne care la propriu aduc bucuria în casele oamenilor, intrând în direct, seara de seară, din acest platou, la emisiunea O Felicitare pentru Fiecare. Și acolo voi aveți posibilitate, dragii noștri, să vă felicitați oamenii dragi, să le transmiteți gândurile bune, toată iubirea voastră, să vă vadă toată țara cum faceți asta și să vă alegeți melodiile preferate. Iar zânele noastre magice sunt interpreta dragă și prezentatoarea, după cum ați mai spus, emisiunii O Felicitare pentru Fiecare de la Busuioc TV, Aurica Cordineanu. Haideți să o aplaudăm! Mulțumesc mult, dragă Doinița! Ne bucurăm mult să fim astăzi aici. Într-adevăr, am venit cu magie și prin intermediul cântecelor și prin intermediul emisiunii noastre. O felicitare pentru fiecare. Să știți că vă iubim și vă admirăm de fiecare dată. Dar noi, cei care suntem aici la Busuioc, venim cu surprize frumoase și în această seară și pe parcursul acestei întregi luni, până vine Moș Crăciun și Revelionul și așa mai departe. Multă sănătate, gânduri luminate să aveți și transmit microfonul mai departe. Iar mai departe este buna noastră colegă, o prezentatoare la fel emisiunii O Felicitare pentru Fiecare de la Busuioc TV și interpreta dragă, Larisa Harea. Are să o salutăm! Bună seara, dragi telespectatori, salutare, dragi colegi! Să știți că este o onoare pentru mine și de fiecare dată mă uitam la emisiunea O Vedete Fără Secrete și chiar îmi doream foarte, foarte mult să ajung aici la tine și pentru mine este chiar o fericire, o fericită ocazie să mă aflu astăzi alături de bunele mele colegi. Ce drăguț! Mulțumim! Să nu-mi zici că ne întâlnim pentru prima oară aici. Da, chiar pentru prima dată. Vai de capul meu! Pentru că noi ne cunoaștem deja de mult timp. Larisa Hare este într-o relație frumoasă de prietenie cu postul Busuioc TV. Dumneavoastră ați văzut-o în mai toate spectacolele pe care le-am organizat în ultima perioadă și de asta mie îmi părea că ne știm cumva de viață și că suntem mereu împreună. Deci, parcă nu vine să cred că în platoul emisiunii noastre ne vedem pentru prima oară. Pentru mine, Busuioc TV, și asta eu vă zic cu mâna pe inimă, este ca o a doua casă, pentru că aici eu am crescut ca interpretă. Ce drăguț! Și mulțumesc doamnei Liliana că este ca o mamă pentru noi toate. Este atât de sinceră și atât de caldă. Uite, vezi, chiar mi-au dat lacrimile. Vai, ce emoționant! Și eu mă bucur că noi aici suntem chiar, nu știu, doamna Liliana cred că a adunat împrejurul ei atâta lume bună, caldă, sinceră, eu aici chiar vin și mă simt ca acasă, foarte bine. Iar eu chiar vreau să intervin aici. Sigur că da, vă rog, Larisa, interveniți oricând, la fel ca, regim liber. Ca pe toți cei care Busuioc TV îi găzduiește, îi primește, îi face ca să se lanseze, îi încurajează în ceea ce fac, pentru că noi televiziunea Busuioc TV, primul post muzical din Republica Moldova, avem menirea asta de a depista, de a încuraja tinerii interpreți, iar Larisa aici când a pășit și a fost lansarea ei făcută aici la noi, în sânul televiziunii Busuioc TV, publicul nostru a apreciat-o din prima
și a fost de bun augur. Noi ne bucurăm și ne mândrim cu acest fapt, pentru că anume asta a și făcut-o pe această interpretă care ne-a devenit și colegă și pe care o salutăm cu mare drag și ne bucurăm mereu de prezența ei în echipa noastră. Deci a fost de bun augur și uite că a încurajat-o să-și păstreze această cale a show business-ului, să zic așa, pentru că este o cale deloc ușoară, dar iată că cu perseverența pe care o are, a reușit. Și eu vă mulțumesc că ați avut încredere în mine și că mi-ați oferit și șansa, fericită ocazie să fiu și eu prezentatoare, este visul meu din copilărie. Să fiu prezentatoare aici, la dumneavoastră, în emisiune. Ce bine că le-am invitat pe amândouă fete aici, că în sfârșit a venit momentul ca să-și mulțumească, să-și vorbească. Până amun ați avut când, ia că la emisiunea asta trebuia să se întâmple. De apropo, dată când este ocazia, trebuie sigur să... că da, e frumos. Noi glumim, că așa suntem noi, fără secrete și glumim. Vreau să zic și eu că mă simt foarte bine aici, împreună cu dumneavoastră. Sigur că da. Doamna Liliana, onorată de... faptul că mă înțelegi și pe mine, a trecut deja un an și ceva, chiar nu știu când a trecut acest timp, dar de fiecare dată când vin aici și mă întâlnesc cu voi, cu toți, în fi, pe fiecare în parte, vă cuprind și sunteți dragi, sunteți familia noastră. Valeriu vă duce dorul, v-a transmis salutări și vreau să-l atrag așa, să mai vină și el, poate... conducem în două emisiuni, vom încerca. El mi-a promis că vine măcar o dată în săptămână. Va fi interesant, vor fi apeluri, vor telefona doar, vor apela doar doamnele, cred că atunci. Cu siguranță. Iar eu ce să mai zic, fetelor, noi aici, echipa Busuioc TV, chiar ne-am adunat niște oameni buni cu suflet mare și asta nu doar noi vă spunem, ne spune și publicul nostru drag și tot cei care ne admiră de dincolo de ecranele televizoarelor. Iar noi suntem bucuroși că putem face acest lucru, putem crea această magie, nu doar în de sărbătorile de iarnă, dar pe tot parcursul anului. Și suntem foarte bucuroși și mândri că telespectatorii ne apreciază și continuăm pe această cale și ne iubesc. Măi, la cum am început emisiunea asta, cred că o să fie dublă. Nu o să încăpem noi în 30 de minute. Da, și vreau să vă zic referitor la zânele magice, că nu suntem toți aici. Noi mai avem o doamne în echipa asta și domnișoare. Adică deja sunt cam doamne toate. Dar să se domnesc ușor, ușor. Pe toate le trecem în rândurile fetelor serioase. Dar și mai avem fete care nu sunt cu noi, de ale noastre. Și una din ele, uite, îmi șoptește aici cam o legătură secretă, magică, o cască magică. Producătoarea noastră, domnișoara, doamna, deja, apropo, scuzați, Tatiana Țigârlaș, îmi șoptește că, Doinița dragă, ai uitat, după ce saluți fetele, să cânti melodia de deschidere. Și eu, într-adevăr, am uitat. Așa suntem noi, fetele de la Busuioc. Când ne apucăm să stăm de vorbă, încălcim toate, chiar și programul emisiunii. Ce să-i faci? Asta e, fetelor, în premieră, în exclusivitate. Eu am scânt la emisiunea mea. Niciodată nu s-a întâmplat. Iar noi bravo. Așteptăm cu nerăbdare să te auzim. Da, și am o piesă specială, chiar e de deschidere, pentru că deschidem și sezonul sărbătorilor și de deschiderea emisiunii. Asta a fost... prologul emisiunii. Emisiunea încă n-a început. Acesta a fost prologul, acum vine melodia de început, după care continuăm cu interviu. Și piesa mea începe foarte, foarte sugestiv. Vine iarna în zbor, vine să ne aducă anul nou printre ninsori. Și la refren să cântați și voi, fetelor, cu mine la mulți ani și voi, cei de acasă. Hai să cântăm! Și un braț de sărbător, și un braț de sărbător. Anul nou să-l primim cu bucurie, să ne fie mai bogat și mai frumos. La mulți ani, țărișoara mea cea dragă, cu tot omul, cu tot omul inimos. Anul acesta fie plin de fericire, doar în pace și iubire să trăim. La mulți ani, noroc și sănătate, cât toți ne anul să ne veselim. Să urăm cu toți odată la mulți ani, să răsune țara toată la mulți ani. Și să încingem jocul mare la mulți ani.
E zi de sărbătoare la mulți ani. Adună oamenii dragi împreună, aduc bucurii și lumină în casă, și viața e mai frumoasă, și viața e mai frumoasă. Anul nou să-l primim cu bucurie, să ne fie mai bogat și mai frumos. La mulți ani, țărișoara mea cea dragă, cu tot omul, cu tot omul inimos. Anul acesta fie plin de fericire, doar în pace și iubire să trăim. La mulți ani, noroc și sănătate, cu toți ne anul să ne veselim. Să urăm cu toți odată la mulți ani, să răsune țara toată la mulți ani, și să încingem jocul mare la mulți ani, că e zi de sărbătoare la mulți ani. Țărișoara mea cea dragă, cu tot omul, cu tot omul inimos. Anul acesta fie plin de fericire, doar în pace și iubire să trăim. La mulți ani, noroc și sănătate, cu toți ne anul să ne veselim. Să urăm cu toți odată la mulți ani, să răsune țara toată la mulți ani, și să încingem jocul mare la mulți ani, că e zi de sărbătoare la mulți ani. Să urăm cu toți odată la mulți ani, să răsune țara toată la mulți ani, și să încingem jocul mare la mulți ani, că e zi de sărbătoare la mulți ani. Încă o dată și încă o dată, să răsune țara toată, mă, să se audă peste, mă, de obicei la emisiunea asta eu aplaud invitații, iată că astăzi am fost și eu aplaudată, vai ce plăcut! Haideți să vorbim puțin despre Busuioc TV și despre sărbătorile de iarnă. De fiecare dată noi am obișnuit publicul să fim alături la toate sărbătorile, cu melodii tematice, cu evenimente frumos organizate, cu cele mai frumoase videoclipuri. Iată că și în această iarnă nu o să rămânem în urmă și avem pe agenda mai multe lucruri frumoase de făcut. Despre asta o să ne vorbească chiar doamna Liliana. Da, desigur. Nu putem să lăsăm noi tradiția noastră pe care o are Busuioc TV de a organiza evenimente, inclusiv cele de iarnă, care sunt așteptate atât pentru toți interpreții, cât și de către publicul nostru drag. Și evident că noi în această iarnă organizăm o poveste de Crăciun în data de 16 decembrie. Vă așteptăm pe toți cu drag! Vă așteptăm cu drag în incinta teatrului Genta Latină, care are o sală extraordinar de confortabilă atât pentru public cât și pentru interpreți. Desigur, așteptăm pe toți cei doritori, cu siguranță că tot publicul nostru, pentru că noi organizăm spectacole majestuoase în timp, adică mai înainte de pandemie la Palat Național, aici este o sală mai mică, așa că grăbiți-vă să luați bilete, să nu rămâneți cineva afară. Iar pentru copilași organizăm o poveste de Crăciun în data de 18, unde desigur vor evolua colective din toate regiunile țării, atât folclorice, de dans, de cântec. Așa că va fi o zi extraordinar de frumoasă, pentru că acest spectacol va avea loc în data de 18, este o zi de duminică, la orele 14. Toți copilașii sunt așteptați alături de părinți, de buneilor, pentru că și buneii și părinții și-ar dori să se
teleporteze în lumea copilăriei, în povestea asta de Crăciun, care va fi una extraordinară. Noi promitem și cu siguranță așa va fi. Foarte frumos. Și mai avem și filmările de Revelion. Și desigur, deci publicul pregătim, de acasă să ne vadă seara de Revelion cu toți artiștii la un loc. Desigur, pregătim echipa Busuioc TV, care în mare parte adică este noi, creată noi, din noi, interpreți, din oameni cu suflet mare, precum am mai spus, care vin cu magia lor de sărbători să aducă mesaje de felicitare, cât și melodii extraordinar de frumoase, pregătite special pentru această seară de Revelion. Alături de echipa noastră și interpreți, deci vor mai fi interpreți care vin, colective folclorice, ne vor colinda, așa că fiți cu ochii pe Busuioc TV în seara de Revelion, pentru că vă promitem din nou magia sărbătorii adevărat. Ce frumos! Poate să vă dau o întrebare. Ce frumos! Da. Echipa Busuioc TV, când vă odihniți? Un eveniment unul după altul, dar sunteți superbi și de fiecare dată urmărim aceste, nu știu, cei dragi sufletului, de fiecare dată mă sună și spun, iar am văzut concertul vostru, a fost extraordinar, adică suntem împreună? Suntem plini de energie și să fim așa și în continuare până la sfârșitul anului și anul viitor. Să fim sănătoși cu toții și să avem parte de inspirație și creativitate în toate. Așa să fie. Și apropo, în seara de Revelion, publicul nostru fidel, fiți alături de noi, deoarece vă vom duce într-o lume de basm, într-un palat adevărat de la noi din țară. Dacă vreți să descoperiți adevărata magie, rămâneți alături de Busuioc TV. Și noi cu Valeriu venim cu două piese frumoase, noi, nouțe, nu le-a auzit nimeni, așa că... Fiți cu ochii pe noi. Poveste de Crăciun și de Revelion. Eu vreau să vă zic că mă iau căldurile. Măi, nu e așa de ușor să stai cu trei prezentatoare aici de față. Nu e așa de ușor. Uite, prezentatoarele astea vorbesc, mă, bine și frumos și au ce zice și... Cine vrea să vină în locul meu să ne schimbăm cu locul? Fix să mă mai relaxez și eu, măcar de sărbători. Fiecare și are locul, lui. Da. Apropo, următoarea melodie pe care o să o luăm noi, că noi avem și melodia asta, să știți, toate fetele o să ne cânte. Apropo, nici nu știu cum că le zic, ba fetelor, ba doamnelor, ba la dumneavoastră, ba la tu. Suntem într-un raport de prietenie pe de o parte și pe de altă parte, eu, de exemplu, doamna Liliana, toată viața am zis doamna Liliana. Deși suntem foarte apropiate... Cred că te referi mai degrabă la vârstă și... Nu e adevărat, mă gândesc eu. Tăman, că nici la vârstă, nici la legătură, la, anume la stimă și la respect. Deci nu poți să-i zici, doamne director, fără dumneavoastră. Deci ești educată, da, Doinița. Și doamne Aurica, tot i-am zis toată viața, se știe, doamna se știe. Aurica, că o cunosc încă de mult timp. Până am ajuns eu pe scenă, doamna Aurica era deja o interpretă cunoscută și pe care am admirat-o. Ești normal că nu poți să-i zic tu. Și Larisa îi ziceam și ei dumneavoastră până în momentul în care mi-a zis... Noi suntem cam și de asta nu știu cum să mă mai adresez. Uneori am să vă zic ca zânelor, fetelor, cred că nu vă supărați. Da, zânele mele, zânele lui Busuioc, zânele noastre. Deci următoarea melodie, am promis că o să o luăm din partea uneia dintre zâne, o să fie Larisa. Și înainte ca să ne cânte, hai să o întreb ceva special pe Larisa. Cum a fost anul acesta pentru Larisa Harea și ce noutăți bune? Hai să vorbim despre bune întâi. I-a adus. Acest an vreau să zic că a fost un an foarte, foarte generos cu mine. Din punct de vedere, să zic eu, profesional, am lansat mai multe piese. Am lansat și o melodie extraordinară cu maestrul Anatol Mărzenco și vreau să-i mulțumesc domnului Anatol că a acceptat să cânte cu mine acest duet. Voi ați cântat-o prima oară la noi în spectacol. Da, la timpul iubirii. Da, la timpul iubirii. Și ții minte primăvara. Nu, în februarie. Da, spre primăvară, la ziua îndrăgostiților. Și ține de cum ți-am zis eu, măi Larisa, dacă ai obținut să cânte domnul Anatol Mărzenco cu tine, păi tu faci saltul deodată, de la lansare drept pe culme. Și vreau să zic că a doua foarte, foarte mare bucurie pentru mine a fost acceptul să... fiu și eu prezentatoare în marea familie a Busuiocului. Deci de cât timp ești aici? Din septembrie. Din septembrie. Deci o bucată de an deja. Da. Și la personal la fel este totul bine. Deci doar lucruri
pozitiv. Ce e bine acolo în plan personal? Ia, așa, câteva. Copiii îmi sunt sănătoși, soțul mă iubește, îl iubesc, totul este bine. Asta vreau să știu, dacă e tot ok cu soț. Da, da. Deci dacă te iubește, dacă îl iubești, dacă nimic nu s-a schimbat. Da, mai avem noi careva dorințe, dar n-am să le zic. Când vor veni, atunci... Uite cum sunești în cine asta. Fără secrete. Fără secrete. Cum poți să spui? Da, 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 uite, vrei uite. Vrei să mă descoși, da? Uite că nu-i corect, nu-i corect acum ce faci. Mi-ai zis că mai ai niște dorințe, dar nu le deschizi. Măcar trebuia să nu zici. Da, uite, dorința pentru tine, dar să nu audă nimeni. Da, da, a treilea copil sau ce? Soțul meu tare vrea o fetiță. Ai, fetelor! Măi, nu, și nu ce... spunem, nu spunem. Nu spunem la nimeni, o să știm doar numai noi. Doar ți-am zis. Numai noi și toată Moldova, dar este nu mai știi. Și o bucată de România. Da. Apropo, să știi că domnișoara Țigârlaș, producătoarea, tot îmi șoptea în cască și mă întreba, al treilea copil. A, domnișoara știe, eu n-am cască, vă știi, credeți că... Dar eu știi ce zic soțului, mai avem un băiat și voi fi soacra cu trei norori, dar până voi fi soacra cu trei norori, voi fi capra cu trei iesc. Larisa, eu sper că ție nu o să-ți pară rău că ai deschis secretul acesta, mai ales că să știi că la noi toate secretele care se deschid, da, înainte ca să fie împliniți toate visele, ele oricum devin realitate. Mie, apropo, mi-au zis invitații mei lucrul acesta. Da? Da. Așa că, uite, dacă când o să se împlinească, tu o să mă pomenești de bine. Măi, băinița aceea, eu o fost vina și pșina. Eu de cumătră. Ați văzut? Vai, e scurt. Hai, până la cumătrie, să cântăm astăzi aici. Da. Ce ai ales să ne cânte astăzi, Larisa Harea? Eu am pregătit o melodie, să aduc publicului larg, chiar o melodie nouă de anul nou, se numește Hai la mulți ani. Ia uite ce frumos! Hai la mulți ani, prieteni, cu Larisa Harea, aplauze furtunoase, acum vine piesa! Ce fericită cântă inima în mine, când pe toți cei dragi în jurul meu i-adun. Lumânări aprind și în jurul mesei pline, încălzim inim de inim cu un gând bun. Hai la mulți ani să ridicăm paharul, hai la mulți ani cu toți să ne-ntâlnim, că am un gând frumos de spus fiecare, de gustul cel de viață să ne molipsim, că am un gând frumos de spus la fiecare, hai la mulți ani de amintiri să scrim. E sărbătoare, inima în pietre sare, de prieteni dragi și un cântec de demult. Viața-i fapt știut, azi e floare, mâine doare, n-o trăi în supărare, că e păcat. Hai la mulți ani să ridicăm paharul, hai la mulți ani cu toți să ne-ntâlnim, că am un gând frumos de spus la fiecare, de gustul cel de viață să ne molipsim, că am un gând frumos de spus la fiecare, hai la mulți ani de amintiri să scrim. Hai la mulți ani, hai la mulți ani, să ridicăm paharul, hai la mulți ani cu toți să ne-ntâlnim, că am un gând frumos de spus la fiecare, de gustul cel de viață să ne molipsim, că am un gând frumos de spus la fiecare, hai la mulți ani de amintiri să scrim. La na 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 na. Să ne molipsim, că am un gând frumos de spus la fiecare,
Felicitări, Larisa, și îți mulțumim din suflet pentru așa o atmosferă frumoasă de sărbătoare. Continuăm cu următoarea mea invitată, următoarea noastră invitată. Nu pot să zic aici a mea, pentru că noi suntem mai noștri și totul parcă nu e al meu, dar e al nostru aici. E al nostru, ai dreptate. Dar cu a noastră zână bună, interpreta dragă Aurica Cordineanu. Cum a fost anul pe care, iată, urmează să-l petrecem? E cam complicat să zic așa în două cuvinte, dar nu a fost rău. Dacă să luăm așa în creație, avem câte ceva nou. Am lansat deja cu Valeriu un duet, o piesă Iurie Hemei, text, mulțumim foarte mult către copiii mei, desigur muzica Valeriu Cordineanu. Acum, când vor avea loc aceste două spectacole extraordinare, Poveste de Crăciun și Revelionul, venim încă cu două piese noi. A fost productiv. Da, a fost productiv, ne-am descurcat. Vreau un singur lucru, cred că mă aud bine, da? Da, da. Atunci când aveți o problemă de sănătate, nu lăsați mâine, poi mâine, încă peste o săptămână, peste două săptămâni, se agravează. Dragilor, eu cam azi sunt într-o ureche așa, sper că mă aud bine. Nu, da? Se vede că sunteți într-o ureche. Nu, dar de fapt, scuzați-mă, dar am să zic ceva. Artiștii, de fapt, în general, toată viața lor s-o leacă într-o ureche. Așa că, da, așa că e în ordine. Acum suntem și la propriu, nu numai la figurat. Dragilor, să fim sănătoși, să ne adresăm la medic cât mai curând posibil atunci când este o mică, o mică problemă, ca să nu se agraveze. Uh-huh. Eu chiar am lipsit vreo două săptămâni de la o felicitare, dar duc dorul și fetele bravo lor că se descurcă. Ce alături de mine are ochii roșii. Mă încerte mult. Am deschis o paranteză da, mică. Da, apropo, dar puteți deschide paranteza. Știți ce a zis în culise Larisa? Să nu te superi că acum o deschid. A zis că într-o zi după o felicitare pentru fiecare vrea să se întindă un pic pe canapea să se odihnească. Deci te muncești seara de seara, se e muncește. Un efort totuși. Te epuizezi foarte și mult. Și mai ales că fetele prezente aici la felicitare, ele depun suflet. Deci nu sunt indiferente la cerințele publicului. Se, cum să zic, se pun implică, așa, se implică, la implică și se dedică în totalitate. Deci după această intervenție în direct, ele se simt epuizate. E și ceva normal atunci când faci un lucru perfect. Eu cred că publicul ne privește cu mare dragoste, de asta avem parte de multă atenție din partea lor și noi simțim feedback-ul. Și eu vreau să zic că de fiecare dată ne mulțumesc că sunteți pentru noi, vă urmărim cu mult drag și atât de plăcut, Doamne, este o doamnă, dar nu numai una. Și ne spune, de fiecare dată când termine mesajul, ne spune, vă iubim, sănătate, aveți grijă. Ce dulce. Foarte plăcut. Deci dragostea publicului vă motivează. Da, așa este. În astă seară vreau să vin cu o piesă. Nu, n-am ajuns la piese. Prezentatoarea îți faci treaba. Stați un pic, ce e prezentatoare la emisiunea asta. Da. Închei. Nu încheiem nimic, abia deschidem toate parantezele. Iată, Larisa a zis că pe plan profesional e ok. Da, Aurica a zis că pe plan profesional a fost ok. Cu sănătatea ceva, da, slavă Domnului, că vă văd foarte bine, sunteți superbă ca de fiecare dată. Mulțumesc. Nu s-ar zice că aveți vreo problemă, să fiți sănătoasă și mereu așa frumoasă. Doar că nu aud. Vorbesc eu mai tare dacă e să fie. Ei, acum întrebarea o adresez tare ca să mă auziți, să nu vă faceți când nu mă auziți. Și în rest cu viața personală, că pe Larisa acum am ischitit-o vorba aia. Ce e cu familie? Ce se mai aude? Ce se mai întâmplă? Ce nu știu, ce știu? Băiatul meu, sărmanul, e departe, în Danimarca și aștept să vină cu nerăbdare. Vine pisica de sărbători? Pisica mea este tânără, frumoasă, sănătoasă și sătulă dintotdeauna. În rest de soț nu mă întrebați. De ce? Da, mai lăsăm pentru altă emisiune, da? Pentru altă emisiune. Nu vă întreb nimic de soț, dar numai vă întreb dacă sunteți îndrăgostit și gata. Îndrăgostită în muzică și în echipa Busuiocului. Ok, bravo. Dar și în echipa Busuiocului sunt bărbați. Aplauze pentru sinceritate. Semn de întrebare. Măi, care dintre noștri? Păi care, ia ca secret, care băi dintre noștri nu e însurat? Dar eu știu. Dar el știe că-l iubiți? Nu știu. Oh, da, nebunie curată aici în studio. Bun, ei, și acum haideți cu piesa, să trecem la lucruri serioase, prieteni. Nu, dar acum o să știi. Acum o să știi și să vedeți. Ei, dar avem doi holtei. Nu mai găsim. Pare mi se mai sunt, sau nu? Mai găsim noi dacă căutăm. Găsim. Lasă, trebuie să facem intrigă, să băieții noștri nu poată dormi noaptea de azi. Vai, mă,
am înroșit. Da. Mi s-a făcut rușine. Domnul Alexandru deja o leșinat acolo. Taniușa țigârla și face respirație artificială, resuscitare. Nu aș vrea ca cineva să aibă probleme din bărbații care sunt aici. Da, dar Doamne, nu cred că a fost o glumă toată de lumea, anul nou. Toată lumea a înțeles că glumim, fii serioasă, nu, acum chiar. Cine nu înțelege gluma, nu e, nu-i de-al nostru, știi vorba aia. Să stea liniștit acolo, n-avem treabă. Acum trecem la lucruri foarte, foarte serioase și haideți să vedem ce cântăm, că avem nevoie de un pic de distracție la emisiunea asta. Nu că până acum n-a fost, dar avem nevoie. Ați uitat cum se numește piesa? Dragostea asta, dragostea asta. Asta vadim la montaj, să nu tai, te rog frumos, să lași. Să lași să vadă lumea ce face dragostea dintr-o femeie. Cu mare drag vin în astă seară o piesă. Cred în vis și într-adevăr cred în vis, cred în magie, cred în dragoste care vine undeva de departe, sper. Și vă promit să aveți poate cele mai frumoase emoții împreună cu acest minunat cântec. Textul aparține Elena Răilean. Îi mulțumesc mult pe această cale. Muzică Valeriu Cortineanu. Cred în vis, credeți și voi în vise. Visăm chiar la această clipă, prieteni, cu Aurica Cortineanu. Aplauze! Mare descânteie și se vopsească.
Într-adevăr, visare este un lucru extraordinar și, într-adevăr, atâta timp cât visăm, parcă trăim, parcă nu moare speranța aia din noi și parcă avem pentru ce, către ce să tindem și să mergem. Apropo de asta, acum, prieteni, acum dacă, uite, îmi pare rău că trăiesc foarte bine cu șefa noastră, că dacă n-aș trăi bine cu dumnea ei, ar fi momentul meu de răzbunare. Acum aș întreba tot ce s-a întâmplat și aș deschide toate parantezele, că eu știu multe lucruri, despre câte s-au întâmplat în viața dumnea ei în acest an. Haideți să începem cu lucrurile bune. Ce v-a adus anul care pleacă? Anul care pleacă, din punct de vedere profesional, așa să zic. Să începem cu asta. Să începem cu asta, da. Deci, piese noi, da, Bifat. Cu echipa Busuioc TV am avansat extraordinar de frumos și bine, chiar dacă a fost un an după pandemie, noi am fost foarte solicitați în toate regiunile țării, acolo unde aveau loc diferite festivaluri folclorice, am fost solicitați chiar și peste hotarele țării de diaspora să le filmăm evenimentele lor, iarăși culturale, muzicale. Noi cu siguranță că mai avem invitații pe care cu siguranță că o să le dăm curs și o să fim prezenți alături de cetățenii țării noastre, pentru că ei duc dorul de tot ce este de aici, de tradiții, de folclor, de cântecele noastre, de artiștilor îndrăgiți, iar noi, Busuioc TV, facem echipă mereu frumoasă și bună cu artiștii care ne trec pragul și avem diferite genuri de colaborări cu ei și, desigur, alegem echipele cu care mergem să-i bucurăm pe cei de parte de casă, cu melodii frumoase și chiar filmăm și reportaje pentru a aduce mesajele de acolo pentru publicul nostru drag de acasă. Deci facem acest foarte schimb nobilă, foarte frumos. Nobilă, foarte nobilă chestia, și zice. Foarte interesant și original, pentru că alte televiziuni nu o fac, după câte știu, dar noi ne-am propus să fim alături de toată lumea bună și frumoasă, oriunde s-ar afla. Muzica unește și apropie, da, inimile într-o caldă înfrățire, zicea Enescu, așa că încă o demonstrație că nici mările, nici țările, nici granițele nu pot să ne despartă, muzica și dragostea pentru asta ne adună. Apoi, precum am spus, din punct de vedere personal, copiii îmi sunt sănătoși. Unul dintre copiii mei a început studiile la Bruxelles. Da, concomitent s-a și angajat să lucreze, pentru că este un copil muncitor, pentru că noi de mici i-am educat să fie muncitori. Tu știi, Dăniță, acum alergam pe la toate spectacolele, da, toți patru. Dar e și cu sportul se ocupă, și cu sportul și, cu, ocupa, și muzica, și făceau, muzica au făcut, și tot felul, da, de deci engleză, ei sunt deprinși cu munca. Deci oricare ar fi ea, ei sunt, să zic așa, un obișnuiți. Sunt căliți în această direcție și iată că mă bucur de succesul celui mai mare. Cu siguranță că exemplul lui va fi urmat și de ceilalți copii ai mei. Olivia Carmen, cea mai mică, care și este și dansatoare, este o domnișoară, participă iarăși la toate campionatele europene, mondiale, și de unde revine cu locuri de întâi. Da. Ne bucurăm foarte mult de succesul ei. Am un suflet drag alături de mine, un bărbat care mă iubește, noi știm despre aici, asta. Aici, care îmi permite să simt și eu acea magie că, a iubirii și a susținerii, a înțelegerii. E mă face în să acolo cred care face semne. Că minunile și există. Visele sunt realizabile, așa că doresc tuturor celor care ne privesc să viseze și să creadă, pentru că... Cât timp deja are relația? Deci suntem de 4 ani împreună. Vai de mine, cum a trecut timpul ăsta! Dar
Dacă nu spuneți, spun eu, trădesc tot secretul la emisiunea asta. Poftim, nu am, cred eu, secrete foarte mari. Da. Păi că... nu, că deja lumea știe și a văzut. Cel puțin ați văzut poze și video, că noi toți nu ne-am putut abține și am postat poze de la nuntă și de la cununia religioasă din biserică. Deci, de aceasta, doamna Liliana a fost și cea mai frumoasă mireasă, mireasa anului 2022. Da, să o aplaudăm! Deci ne-am dorit... A avut și mire, să știți. Da. Ne-am dorit să fim corecți în fața Domnului. Apoi că s-a întâmplat acest moment, anume atunci când a început și războiul din Ucraina, nu am fost noi de vină, a că noi când am ales data, nu am prevăzut... Deci a fost data zilei mele de naștere, în care am hotărât să facem acest pas. Și sper eu să nu fim judecați, pentru că... Nu o să fiți judecați. Eu țin minte că dumneavoastră ați zis atunci o frază, nu știu dacă vă mai amintiți, că am vorbit la tema asta, a zis că, mă, dacă o fi să se întâmple ceva rău cu viața noastră, cu noi, la fel precum se întâmplă, din păcate, cu mare regret. Măcar să murim corecți, nu? Da, măcar să... Exact. Nu, dacă să murim... Dacă până în extrema asta să o luăm, măcar să murim corecți. Eu cred că e un lucru frumos și felicitări și dragoste infinită. Deci, doamna Liliana, domnul Dariu, de ziua dumneavoastră l-ați primit ca cel mai frumos cadou din viață. Cu siguranță, nu, cadoul a fost de Crăciun și asta este o legătură extraordinar de frumoasă pentru familia noastră, pentru că l-am cunoscut pe Dario din, de sărbătoarea Crăciunului și el atunci a fost ca un cadou. Apropo, care... ați văzut că tot suntem în perioada sărbătorilor. Încerc să-l acum savurez și în ziua de azi. Ah, acest cadou. Ce dulce sună! Ei, de copii nu vă întreb, că aveți destui. Da, cu siguranță. Nu vă întreb. Nu vă mai... Acum, glumim să facem veselit. Vorba lui cumătrului nostru, Igor Cuciuc, cumătrului televiziunii. Și că mai glumim să ne veselim. Așa zice el. Mai glumim să ne veselim. Bun. Eu v-am întrebat pe toate zânele mele magice ce a fost bine. Haideți acum să vorbim puțin așa, ca să dăm un pic de sare și piper în emisiunea asta. Cel mai urât lucru care s-a întâmplat în anul ăsta și de care vreți să uitați, iar că acum îl spuneți, să-l uitați cu totul. Eu promit că dau eu praf de stele magic și l-ați uitat, cum îl ziceți. Sau unul dintre cele mai neplăcute care s-au întâmplat în parcursul acestui an, pentru fiecare dintre voi. Și fetele se gândesc și cu dânița noastră, parcă e așa întrebări de vicină, dar... Eu doar atât vreau să zic... Dar nu plânge, Larisa. Nu. Eu văd că ți-ai dat ochii în lacrimi. Eu vreau doar să zic că vreau lumea să fie mai bună. Te-a supărat cineva în anul ăsta? Să fie drept. Te-a supărat? Cine? Un om drag, o prietenă? Nu mai deschidem parantezile. Deci lumea să fie mai bună. Măi, cine vede acum de acasă că tu plângi, știe că e vinovat. Se simte cum uscă pe căciul. Eu nu știu despre ce este vorba, jur, n-am idee, dar îmi dau seama că e legat de o persoană. Și cine... Eu am zis Larisei. Larisa încă nu este destul de vaccinată în domeniul artistic și nu știe că... Nu, ești imunizată. Nu e imunizată. Vorba de asta, nu este vorba. Este vorba de atunci când avem persoanele dragi alături de noi, fie prieteni, fie rude, fie cineva foarte drag, trebuie să-i prețuim pentru ceea ce sunt, nu pentru ceea ce gândesc alții. Uh-huh. Am înțeles mesajul. Bun, eu sper că asta a fost pentru tine ca o descărcare emoțională și cumva ai lăsat să plece definitiv. Uneori, așa ai spus, nu? Da, uneori avem nevoie să vorbim, știi, ca să scoatem chestia asta din noi, răul din noi, și pe urmă se schimbă, nu știu cum. Adică o să aranjezi toate. Poate asta, poate... Apa trece, pietrele rămân. Nu mai rămân numai pietrele cele bune. Așa le de la rinic să duc. Ok, har de caz. Bun, mulțumesc, Larisa, pentru sinceritate, apreciez. Să știu, când am să vin la tine la emisiune, o să fiu foarte sincer. O să zic tot ce am pe suflet. Eu altfel nu pot să fiu, Dăniță. Da, apropo de asta, tu ești adevărată și să nu te schimbi, știi? Lasă, fii așa cum ești. Nici nu trebuie să te imunizezi foarte tare, că dacă te dai cu domeniul ăsta, ai riscul să-ți ieși din minți și să nu-ți dai seama și cu tine. Și atunci publicul nu mai iubește oamenii ăștia care sunt prea... Apropo, Anatol Bihol, chiar astăzi am stat de vorbă cu el și cu Irinuța, pentru că pe 1 decembrie ei au 32 de ani de când s-au lansat în scenă cu piesa Florile Dragostei. Salutări și i-am felicitat și Anatol îmi zice: Larisa, eu te admir ceea ce faci, dar îți spun, nu dezamăgi publicul, rămâi și în continuare așa cum ești. Da. Nu te-a cunoscut da, publicul nu te schimba. Și eu. Voi încerca.
cu alte cuvinte, mai directe, nu te strica. Nu te strica. Că mult se strică de-a lungul timpului. Eu nu am stricat. Niciodată. Eu am un an jumate. Niciodată. Sper că nu. Nu de busuioc, în general. Dumneavoastră, în general, sunteți de mult timp în domeniu și cred că lumea deja vă cunoaște. Aveți un statut și o poziție foarte fermă. În primul rând pot să remarc că timpul trece, dar în favoarea dumneavoastră rămâneți neschimbat, întotdeauna foarte frumoasă, elegantă, scenică. Păi am 18. 18, da. Și în acest an, la față și înfățișare, nu pot să vă contrazic, dar eu vă țin minte de câți ani sunteți în scenă. Aici ați putea să vă contrazic, da. Așa că... Mai sunt și din cei care mai strigă jos, Cordineanu. Nu, dar mie din potrivă îmi pare că în ultima perioadă parcă ați revenit cu o și mai mare forță și cu un suflu nou, nu știu cum, cu și mai multă inspirație. Cât mai răiesc alții. Dar eu, păi, alții nu sunt foarte mulți, să spunem lucrurilor, că este o singură persoană. Asta nu înseamnă alții. Sper că... Dar a fost încă în acest an, dacă vorbim de anul acesta care... Dumneavoastră știți cine a răit-o pe Aurica Cordineanu? Da, Taniușa, titlu pentru emisiune. Cine a răit-o pe Aurica Cordineanu? Break news. Vreau să zic că să dea Domnul toată lumea să fie mintea... Trează. Să-și dea seama ce face în orice moment și să nu... Nu știu, dacă sari în cap cuiva, nu cred că îi stă mai bine sau mai ușor. Deci asta e cel mai urât moment care s-a întâmplat în anul ăsta? Că o doamnă a zis jos la Aurica Cordineanu? Nu, sunt 2 ani deja. 2 ani de când a zis. Doamna, dată... Trebuia să scăpați de piatra asta, din suflet, la emisiunea asta, ca să nu vă mai amintiți. 2 ani trăiesc cu dânsa. Da, și vreau să zic că eu deja am imunitate. Dar dacă chiar aveți să spuneți cuiva ceva... Da. Spuneți mie, pe Valeriu nu-l atingeți. Eu răspund pentru tot. De ce așa? Că domnul Valeriu e bărbat. Și el e puternic, nu? Dar el nu merită, nici eu nu merit. Dar bine, să zicem că noi am avut ceva neclarități. Dragoste de frate și de soră, ia uite. Dar eu nu vreau să-l atingă pe Valeriu. Adică ea a văzut că se poate deja a trecut la frații Cordineanu. Eu sunt frații Cordineanu, nu-i aplaudați. Dar stați un pic, dar unde o strigat? Nu s-a dus în fața... Nu știu, prezenții în Piața Mare Internaționale, cu placarul jos, frații Cordineanu, și cu... Rețelele de socializare, nu? Și ia pozele și le postează și le distribuie și scrie urât. Dar deci, eu cred că i-a venit mintea la cap. S-a oprit. Sau nu și s-a oprit. Nu știu, am blocat-o peste tot. Am înțeles. Și eu nu mai văd, dar la televiziune, chiar și la voi, permisie, am mai intrat. Că sunt 2 ani. Și a mai scris așa? Are de lucru. A scris așa, jos, Aurica? A scris Taniușa? Cineva la noi? Noi nu atragem atenția la lucrurile negative. Mă bucur că nu atrageți atenția. Eu vreau să zic doar un singur lucru. Să devenim mai buni și îmi pare rău că toată. Nu trebuie să plângi. Nu merită cei care sunt așa într-o... Am vrut zic într-o ureche, nu într-o ureche. Mie îmi place de ea, e foarte adevărată. Din păcate, scena și camerele de luat vedere și experiența și anii și toate lucrurile care se întâmplă în domeniul ăsta te schimbă, te strică și prin faptul că te imunizează, te fac să fii un pic mai mask, un pic mai rece, un pic mai dur, un pic mai indiferent la toate ce se întâmplă. Dar poate omul de acasă uneori vrea să vadă și el un om adevărat, un om ca și cel care ne urmărește. Cel, băi, mi-a venit să zâmbesc sau mi-a venit să plâng. Eu cândva cred că tot era mult mai deschisă și mai adevărată decât sunt. Acum nu că vreau să fiu mincinoasă față de public, dar cumva așa de tare te călești că la un moment dat începi să nu te mai deranjeze nimic. Deci pui exact, nu vreau să o citesc pe Adriana Olcșan. Să zic unde o doare pe ea când... Să zic unde a zis ea la mine în emisiune că o doare atunci când cineva o vorbește. Dar pot să o citesc. A zis că o doare în pix ea. Mă iertați. Că poate... Înțelegeți, da? Și de asta există și partea bună și partea rea în toate lucrurile, dar eu îmi doresc ca Larisa să primească ceea ce merită de la viață, că este un om bun. Chiar dacă plânge, dar să primească ceea ce merită. Eu sunt o persoană foarte plângăcioasă. Eu pot să plâng atunci când am un caz, pot să plâng atunci când am o bucurie și cred că asta este felul meu de a fi. Sunt născută primăvara, iar în primăvara cred că se nasc oamenii romantici. Lăcrămioarele. Tu știi, vezi fii lăcrămioara noastră. La lelele. Da, vezi că lăcrămioarele de la lacrimi. Am înțeles. Și la fel și pentru doamna Aurica. Cred că meritați doar iubire și doar lucruri bune și frumoase. Că sunteți un om foarte pozitiv, apropo de asta. Mulțumesc. Eu cred că totul la timpul lui. Încă nu am nici timpul, dar Domnul ne vede pe toți și ne dă... Cel care este dat să fie în viața mea, va fi. Eu nu vreau o viață să fiu singură sau...
sunt sigură că este undeva sub un braț, acolo un cadou. Ce legătură are ce a vorbit noi despre doamna aia cu ceea ce ați spus acum? Și v-ați spătit la un bărbat sau ce ați făcut? Nu, nu. Nu cât de la bărbat, a întors așa aia cum i-a venit ei și... Deci minciuni. Da. Minciuni. De asta nici n-am vrut să deschid subiectul și paranteza, pentru că eu consider că în viața asta cele mai grave probleme pot să fie probleme legate de sănătate. Sănătatea ta și sănătatea oamenilor dragi. Dar în rest toate lucrurile sunt cumva... cumva trecătoare. Sunt mărunte trecătoare. Așa că da, și nu să plece. Oricum, cred că publicului cumva e interesant ce discutăm noi aici, că tot ne simțim ca într-o telenovelă. Încălșim, distrăgim, vorbim despre iubire, plângem. Și cumva așa, mai de show, mai de wow. Dar până la urmă, într-adevăr, sunt lucruri pe care trebuie să le lăsăm să plece și alte lucruri sunt mult mai importante. Și încă un lucru. M-am mâhnit foarte mult în acest an. Avem o familie frumoasă, o verișoară, căsătorită cu copii, cu doi copii și în Ucraina. Și atunci când seara luăm legătură, practic, atunci când nu este internet, nu vorbim. Nu puteți comunica. Când ajungem seara și ea își cere iertare, că zice, nu știu până dimineață cum o fi. Acest e momentul cel mai greu. Să dea Domnul, să fie pace în toată lumea, Dumnezeu să se întoarcă fața la... la oameni, pământul. La oameni și se termină dată războiul ăsta. Doar că Dumnezeu e cu fața, mai corect cred că ar fi să zicem noi să ne întoarcem cu fața la Dumnezeu. Că Dumnezeu, da, cred că e cu fața la noi, pur și simplu, poate noi uneori merităm lucrurile care ne se întâmplă. Nu zic că oamenii din Ucraina merită, dar în general, așa, e problema mult mai profundă, da, să fie înțeleg, pacea. Să fie pacea, asta este, ar fi... Da, Doamne, da, Doamne. Doamna Liliana, la dumneavoastră s-a întâmplat ceva așa, mai puțin frumos în anul ăsta? La dumneavoastră s-au întâmplat multe aventuri, mai puțin frumoase, de-a lungul timpului. Desigur, anul ăsta știi dar cum... Dar anul ăsta parcă tot a fost bine. Eu a fost bine pentru că eu, cum ai spus, am devenit mai imună la asemenea lucruri. Și dacă erau multe lucruri care mă afectau, pe care le auzeam, adică minciuni, e evident, eu întotdeauna merg pe calea mea și încerc să fiu pozitivă și niciodată n-am dorit nici celui care mie îmi vrea rău să-i vreau eu rău înapoi. Deci eu niciodată n-o să fiu rea. Chiar dacă știu și aud fel de fel de zvonuri că... Uite, ăla m-a vorbit, că ăla m-a vorbit. Păi, dacă mă vorbește pe la spate, înseamnă că eu sunt înaintea lui, nu? Cum se zice. Și ați văzut, fetelor? Eu, ca echipă, Busuioc TV, știu că noi suntem buni. Știm că noi inspirăm alte televiziuni, alte persoane. Atâta timp cât cineva ia exemplu de la noi, noi ne simțim superiori și noi cu imaginația stăm foarte bine. Și noi o să mai inventăm alte emisiuni, alte lucruri frumoase pe care să le aducem în fața televizoarelor pentru publicul nostru drag care ne urmărește. Noi nu o să-i dezamăgim niciodată, iar cei care vor să ia exemple n-au decât să o facă, pentru că exemple pe care le iau de la noi sunt doar bune. Și asta mă bucură foarte mult, că suntem cei care inspirăm. Așa o să zic de azi înainte, echipa Busuioc TV este echipa care inspiră. Și noi o să ne ținem de acest, să zic așa, motou. O să ținem și pasul. Și o să continuăm în continuare, o să ne dezvoltăm și ca televiziune și ca echipă. Noi cu fetele am vorbit despre lucruri personale, despre lucruri de suflet. Așa, dar dumneavoastră, pentru mine, televiziunea Busuioc, asta e personal? Asta e personal pentru șef, nu? Desigur că este personal, pentru că eu am două familii. Eu am familia mea acasă cu copiii mei și cele mai mari probleme care pot fi sunt cele de sănătate, cum ai zis tu. Și atunci când m-am reîntors de la Paris, când am fost cu echipa Busuioc TV și am fost nevoită să... Acum, la finalul toamnei. Da, să stau acasă, din cauza că mi-am pierdut și vocea și apoi nu am vrut să vin răcit aici, în echipa mea, pe care o respect și o admir. O, asta de grabă să adoptă vreo... Am fost, da, mi-am pierdut și vocea și tot, dar eu sunt puternică de felul meu, stau acasă, mă tratez și continuăm, fără ca să
știi, ca să cădem în pesimism și... Uitați-vă, rechinul show business-ului. Nu vrea să dăie secrete, să zică ce doare acolo la suflet. Tot se învârtește, tot se răsucește și îmi spune mie că cel mai urât lucru care s-a întâmplat în 2022, cu mine a fost că am răcit și am pierdut vocea. De fapt, pentru cântăreț asta e o problemă. Desigur, care ar fi mai mare? Dar iar și e profesional, nu e personal. Bun, nici să nu fie. Și apoi, probleme de sănătate am avut cu toții în familie, evident. Dar atunci când nu sunt prea mari, ne bucurăm, ne calmăm, le rezolvăm și mergem înainte. Da. Okay, deci, cum zici tu, cele mai mari probleme de sănătate. Atâta timp cât războiul stă departe de noi, sper să se termine, general, să se oprească, pentru că este un risc pentru noi. Noi permanent ne simțim în risc, pentru că suntem o țară vecină cu țara în care se întâmplă aceste grozăvii și mereu ne punem întrebări și ne dorim și ne rugăm Domnului să se oprească aceste probleme acolo și să dea poate acea, să zic, acea înțelepciune celui care le creează aceste... Celor da, care rog, creează toate aceste subiect, probleme. Nu mai trebuie vreo 3 emisiuni. Da, Doamne, și da, Doamne, iată, deci care este problemele care au fost în familia Busuioc și a mea personal. Da, acum vorba aia, cum ziceam eu, anul care pleacă să ia tot răul cu sine, să rămână să se adune numai tot ce este bine. Asta eu așa am scris într-o urare odată. Așa de Doamne, tot ce am vorbit noi acum de rău, să pleci ca un vis urât și să nu mai revină niciodată. Două întrebări am, că suntem la final, la care o să vă rog să-mi răspundeți pe cât de scurt posibil. Nu, vreau să vă fugăresc pentru că aici este șefa noastră și nu putem permite să întindem emisiunea. Cât nu ne fugărești șefa și taci producătoarea fetelor, mai putem sta de vorbă. Deci, da, ne străduim așa, operativ. Acum mi-a venit întrebarea asta, nu am pregătit-o de acasă, dar acum că suntem într-un cuib de... Cum să zic, măi? Am vrut să zic zâine! Am vrut să zic vies? Am vrut să zic întâi vies și apoi am vrut să zic cobre. Și apoi, dar până la urmă am să zic, pentru că suntem într-o căsuță de zâine. Cum să nu vină mie întrebarea asta? Când suntem cu femeile, atunci e interesant să vorbești la tema asta și suntem mai multe. Care este cel mai urât lucru pe care l-ai auzit despre tine? Tine. Da, am formulat așa o întrebare pentru fiecare. Cel mai urât lucru pe care l-ai auzit vreodată și te-a durut sau cel puțin ai protestat foarte tare, pentru că știi că nu e adevărat. Nu trebuie să zici un lucru adevărat. Deci, ceea ce mă doare. Da, ce-i minciună, ceea ce nu e adevărat, dar uite cineva ți-a zis. Chiar de la o colegă, da. E colegă... Descenă, cântăreasă sau prezentatoare. Dar nu ne salutăm. Nu vă salutați. Nu ne salutăm când ne întâlnim. Aha. Ne-a zis... nou duietul lui Aurica și Valeriu Cortineanu, nu v-ar străca, și e mai bine, ar slăghi vreo 10-20 de kilograme și ap să iasă la televiziune. Și că m-a rănit asta tare. Doamne! Nu știu și nu. Eu sunt grofos, grasă și mare. Ulea, cum mai slăghi? Da, asta nu înseamnă că e ideală. Dai că și-a permis să ne zică și-a ajuns vorba la noi. Fierbinte, aici am cu budezune. Și mă... Dar eu vreau să vă zic un lucru. Eu, care sunt foșică de felul meu toată viața mea, bine că am fost mai poasă, dar... Și nu vreau să pierd forma. Nu vreau să pierd forma mea frumoasă. Nu vreau să pierd formele. Eu când, dacă mă îngraș, ca să mă consolez, zic, eu nu vreau să pierd formele. Da, și eu care nu vreau să pierd formele, vreau să vă zic că arătați extraordinar. Mulțumesc. Și eu consider că nu trebuie să dați jos nici măcar 100 de grame. Asta ar fi un mare păcat. Mulțumesc, mă bucur. Hai să aplaudăm. Balzamul sufletului din asta seară. Mulțumesc mult. Sunteți o femeie foarte frumoasă și foarte ok. Chiar nu văd o problemă. Omul bun trebuie să fie mult, iaca, dacă chiar așa, dar nu se referă la dumneavoastră. Da, da, spate-ți verticați, ia. Uitați-vă la dăza cât e de slabă. Și nu de atât că e negru, dar pentru că așa. Pentru că așa este. Mulțumesc, Dorința, pentru cuvinte frumoase. Apropo, că vă mențineți în timp frumoasă. Doamna Liliana, la dumneavoastră tot se referă. Vă mențineți în timp frumoasă. Și sunteți mama, mulțumesc. 4 copii. Asta încerc să nu dezamăgesc nici copiii, nici familia mea de asta la Busuioc TV. Asta e o performanță. Pentru că pentru mine părerea voastră doar contează și a celor care ne urmăresc și ne iubesc. Uh-huh. Iar vorbele rele să stea departe de noi. Noi le auzim. Am zis o rechină ușor business-ului, cum nu spune. Noi le auzim, dar nu facem... Dar cel mai rău, doamna Liliana, hai spuneți sincer acum, uite, un lucru cel mai rău pe care l-ați auzit dumneavoastră. Eu am auzit... Că Liliana Cazac este cum? Pupă în
în fund artiștii, iată așa mi s-a zis. Adică faptul că sunteți educată. Adică că faptul că sunt educată a fost interpretat altfel de unele persoane. Eu artiștii îi pup, dar nu în fund. Și respect din principiu că ei sunt admirați și respectați de către publicul nostru. Și cei ce crede cineva despre un artist sau altul nu mă interesează. Artiștii faceți propria concluzie. Care vin mereu așa a fost. Mereu mi-am făcut propria concluzie despre oricare artist fie sau oricare altă persoană. Deci chiar dacă am auzit cu ce l-a zis așa despre tine, ce l-a zis așa, mie nu mă interesează. Eu îmi fac propria concluzie când vorbesc eu la direct cu persoana dată. Și artiștii care vin aici la Busuioc TV fără exclusivitate, eu pe toți îi respect și mă comport cu ei frumos. Asta nu înseamnă că eu îi pup în fund. Și artiștii foarte bine, fiind mereu persoane educate, precum zice Larisa, și cu suflet mare, pentru că noi artiștii suntem toți fragili și sufletiști, și pentru că evident că nu poți fi altfel. Da, mai ales prin mesajele noastre pe care le duceți pe public. Vreau o mică paranteză, îmi cer mii discuze. Ați observat că unii artiști la noi, parcă și ei devin altfel, parcă și mai buni, și mai pozitivi, și mai deschiși, în comparație cu alte medii în care se află. Asta se datorează tot faptului că noi suntem, sau dumneavoastră, începând cu dumneavoastră, suntem simpli și umani. Eu cred că asta e un lucru... Corect, Donita, și vreau să zic de fiecare dată, la toate emisiunile, când vin artiștii invitați la noi în emisiuni, după fiecare emisiune, am o plăcere extraordinar de mare să-i aud cum spun, am fost aici la voi ca acasă. Da, asta pentru noi este foarte important. Omul se deschide altfel, parcă e mai de-al nostru, parcă nu-i străin, nu știu cum. Așa că, iată, asta a fost vorba care m-a supărat puțin, dar vreau să zic că am trecut peste ea ușor și asta nu înseamnă că de azi înainte o să respect mai puțin artiști. Noi ne pupăm fiecare, ne pupăm aici, dar unde trebuie, nu unde cred alții. Noi ne pupăm acolo unde trebuie. Bun, fietelor, emisiunea asta o ieșit așa cumva mai... Ne-ai discutat de secrete, Doinița. Mai specială, să zic așa. Dar ăștia suntem noi adevărați. Am mai vrut să mai pun o întrebare, dar eu o să vă invit în iarna asta pe fiecare separat și o să vă întreb, dacă nu o să reușesc să vă întreb ce vă doriți de la Moș Crăciun, eu o să vă întreb ce ați primit de la el și tot o să fie bine. Asta dacă nu ne vedem, dacă ne vedem după decembrie, da? Sărbătorile de iarnă continuă, așa că fetelor o să mai avem timp să discutăm. Vă aștept cu mare drag și pe toate și pe fiecare în parte. Vă mulțumesc că ați venit și că ați fost așa de vii și adevărate. Noi îți mulțumim, Doiniță, și să știi că vedem rezultatul, cum va ieși emisiunea, dar sperăm să fie pe placul publicului, să vadă că noi suntem, pe lângă faptul că suntem artiști, că suntem o echipă unită și frumoasă, mai suntem și umani, oameni cu suflet mare. Oameni, suntem oameni. Și vreau să te complimentez pentru că și de fiecare dată când prezinți acele spectacole și astăzi te-am văzut ca argentul fiu. Și oamenii, sincer, să știi că eu deodată așa, nu știu cum, îi descoper. Te văd foarte senină și foarte, foarte bândă. Chiar te-ai îmbrăcat astăzi ca o zână. Mulțumesc, Larisa! Asta de argentul viu, de la argint ce se trage. Larisa, să mă ierți că astăzi eu doar ție n-am apucat să-ți fac compliment, să zic că ești de frumoasă. Dar zic de ce? Pe doamnele acestea minunate, eu le cunosc de mulți, mulți ani și am văzut cum timpul a trecut numai în favoarea lor. Pe tine te-am cunoscut cumva mai încoace și eu, în general, o percepeam, dacă ea s-a lansat cumva de curând, ca pe o fată mare. Pentru mine a fost, în general, o uimire să văd chiar și băiat mare și familie și de toate felurile. Adică, eu, tu, pentru mine, în general, ești puștoaică. Așa că subînțelege, da? Hai să aplaudăm și pe Larisa. Da, mulțumim din suflet. Că n-am apucat să-i fac compliment, că într-adevăr așa și este. Cred că sunteți de acord, nu? Da, mersi mult. Bun, fetelor, cântăm pe final. Da, vă rog. Și eu vreau să-ți spun, Donița, superbă ca întotdeauna. Ați fost? Da. Ai mei, mă mulțumim laudă, pentru invitații. Că pentru... dacă nu ne laudăm noi, cine pentru... o să ne laude, bre? Pentru sinceritate, pentru că ești atât de pozitivă din totdeauna. Mă umplu și eu de energie și să știi că mă gândesc ce mănânci tu toată ziua de alergi și nu obosești niciodată. Bine.
vede după mine când mă bate. Mă ești frumoasă, mulțumesc. Ești suplă, tandră și tot ce este mai frumos în asta lume să ai parte. Cine noi laudă? Te ai iubim. Mă laudă. Ai mei mă laudă, dacă nu o să ne laudăm noi, noștri de noi, măi, cine o să ne laude altcineva? Noi te iubim, multă inspirație, creativitate și să nu obosești niciodată. Asta mulțumesc. Iar pe final, eu, Doinița, desigur că o să cânt, dar nu înainte de a-ți spune și eu. Tu știi părerea mea despre tine, tu știi că eu te respect și te admir, dintotdeauna așa a fost. Eu mă bucur enorm de mult că te avem în echipă și că, uite, ținem pasul împreună alături. Ești, cum să zic, acea scânteie care menține acest foc aprins aici la Busuioc TV, acea căldură a echipei care îi unește pe toți împreună și asta ne bucură foarte mult. Și deoarece ești o fată de decembrie, da, ești născută iarna, dragă Doinița, de aceea și ești o fire așa puternică, mai fragilă, dar ești puternică și știi a face multe lucruri. Văzându-te pe tine, ne încurajează și pe noi. Și să știi că noi, cu toate că eu, de exemplu, sunt o femeie mai matură, da, mai în vârstă, dar de multe ori tu ești motorașul cel care mă face să continui și să nu-mi pierd curajul. Iar pentru asta, draga mea, pentru tine și pentru toată lumea care ne privește în acest moment, o să cânt piesa La mulți ani. Tare drăguț! Că pe mine mă laudă cineva așa de tare, nu orice zi din an, eu de obicei zic, ia că și mă laudă, parcă-i ziua mea. Așadar, prieteni, pe finalul acestei frumoase emisiuni, dați-mi voie, eu astăzi am voie să mă laud, deci sunt alături de colegile mele și n-au cum să zică altceva, da? Pe finalul acestei frumoase și minunate emisiuni vedete părăsite de la Busuioc TV, o să ne cânte interpreta dragă, prezentatoarea emisiunii Pomon, doamna directora cursului nostru de televiziune, Liliana Cazac. Să o aplaudăm și mulțumesc încă o dată pentru această seară. Hai, la dans! Prieteni, iar voi distrați-vă alături de noi și să nu uitați niciodată, sunteți mereu așteptați și bine veniți la Busuioc TV. Pe curând! Și de toate n-a vrut să meargă după plan. Noi am zis că se poate. Am îmbrăcat câte un zâmbet dimineața și sub o mască e frumoasă viața. E sărbătoare, dorule, cei dragi îmi sunt comorile. Și tu, ascultătorule, primește urările. Crede în tine, nu uita, totul va fi bine, da. La mulți ani și un ocean de fericire. La mulți ani să ai parte de iubire. Să fii așa cum ai vis, să ce merita. Sănătoși să ne vedem la anul și la mulți ani. Ce înseamnă rău și bine, și bunul e mai bun dacă îl împart și ai cu cine. Aveam nevoie de o diferență ca să înțelegem cum e cu absențe. E sărbătoare, dorule, cei dragi îmi sunt comorile. Și tu, ascultătorule, primește urările. Crede-n tine, nu uita, totul va fi bine, da. La mulți ani și un ocean de fericire. La mulți ani să ai parte de iubire. Să fii așa cum ai vis, ce merita. Sănătoși să ne vedem la anul și la mulți ani. E sărbătoare, dorule,
Cei dragi îmi sunt comorile, și tu, ascultătorule, primește urările. Crede în tine, nu uita, totul va fi bine, da. La mulți ani și un ocean de fericire, la mulți ani să ai parte de iubire. Să fii așa cum ai vis, ce merita, sănătoși să ne vedem la anul și la mulți ani. Time.